Marian Ciofâcă este supărat că politicienii care activează în politică de peste 35 de ani doar fac promisiuni în campanie fără a livra nimic concret după ce sunt aleși. Programul Rabla pentru parlamentare al lui Ciofâcă îndeamnă la schimbarea parlamentarilor actuali cu persoane noi din mediul privat. Păi este foarte clar că atât timp programul Rabla a funcționat eficient și a adus plus valoare pentru electrocasnice, pentru telefoane, pentru mașini, acest program vă garantez că funcționează și la parlamentare. Practic, ceea ce trebuie să înțeleagă cetățenii județului Gorj este că trebuie să înlocuim parlamentarii care de 35 de ani s-au folosit de promisiuni și de minciuni cu unii care lucrează în mediul privat și știm cu toții că în mediul privat este foarte greu să supraviețuiești și supraviețuiești acolo doar dacă ești un om perseverent și consecvent. Așadar, vă garantez că acest program o să aducă plus valoare în noua conducere, dacă, bineînțeles, cetățenii județului înțeleg acest aspect. Schimbul parlamentarilor actuali cu unii noi, care nu au mai fost în conducere. Pe 1 decembrie vă aștept să facem schimbarea, votând Marian Ciofâcă și echipa lui. Marian Ciofâcă s-a înscris în Alianța Forța Dreptei și candidează la alegerile parlamentare pentru un post de deputat în Parlamentul României.